Nu că nu-i cald, dar am zis că poate impulsionez și eu vremea, impulsionez și eu soarele, atrag cumva razele călduroase spre noi, spre pământ, că iară se strică vremea, iar urmează temperaturi cu minus și suntem abia la început de aprilie. Nu vrea să vină primăvara asta la noi. Și de ce nu ar veni? Pentru că suntem pregătiți, suntem sub o continuă restricție, suntem în izolare, păstrăm distanțele, nu-i așa? Și soarele tot nu vrea să vină. Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe canal, canalul lui Nicu Bendea, de YouTube. Mulțumesc pentru că v-ați trezit la sunetul clopoțelului și ați dat play ca să vedeți despre ce se vorbește astăzi. Și după aia să intrați la comentarii și să scrieți. Scrieți, băieți, nu mai scrieți, cum spunea deci cineva pe vremuri. Da, în Cluj-Napoca, 7,6 la mie înseamnă că ce se aplică în weekend se aplică și peste săptămână. La ora 6 s-au închis magazinele, săracii oameni cu mâinile pline, cu plasele pline, nu reușeau să plătească, să poată ieși, să ajungă acasă înainte de 6. Păstrăzi poliție, păstrăzi jandarmerie, păstrăzi. Domnule, anul trecut am înțeles. Am înțeles că era un pic de teroare mediatică, un pic de presiune, așa. Dar acum, după un an și nu ne-am dat seama ce trebuie să facem, tot cu spaimă să trăim, tot cu frică. La 8 seara te pui în pat, începi să numeri oi, să numeri nu știu ce, și a doua zi dimineața te trezești mai buimac, mai ales când afli știri de genul că a apărut a patra mutație, mă, după mutațiile britanice, mutațiile sud-africane, a apărut și mutația japoneză, mă. Ci că nu-i eficient vaccinul dacă dai peste mutația japoneză, că e eficient într-o proporție de numai 70%. Mutație japoneză, asta ne lipsea nouă, mutația japoneză, măcar asta o fi de calitate. Mutația Kent. Tot timp am suferit de mutația Kent, înainte de 89, ca să obții o mutație dintr-un loc în altul, ca să obții un buletin, ca să obții ceva, dădeai Kent. Acum avem mutația Kent la tulpină, nici nu vreau să mai vorbesc despre așa ceva. O gură de cafea de la Paul. Paul a donat o cafea bună pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea și a zis un cripto cafei pentru tine, Nicule. Să bem o guriță de cripto cafei din criptocana asta și să ne ferim de cripte în general. Pe de altă parte, domnul Câțu, domnul Păcăleală, că e născut pe 1 aprilie, domnul premier Câțu, o zi zice, gata, de la 1 iunie deschidem economia. Parcă acum, până acum, economia a fost închisă, așa, sub obroc. Ne uitam din când în când la economia, bă, mai e acolo, iară, o închideam, iară, ne uitam, bă, mai ești economia sau ai fugit. Deschidem de pe 1 iunie, deschidem economia, vom deveni iară tigrul Europei, leopardul lumii, râsul curcilor, de râsul ca animal, să zic. Deci de la 1 iunie, domnul Câțu a zis că va bubui economia. Aștept să o văd și pe asta, aștept să o văd și pe asta. Unii mai precauți care au zis că Horeca încă nu se va deschide, poate din vară, sectorul ăsta cu restaurante, cu terase, așa mai departe, și-au făcut aplicații pentru livrat mâncare. Tot a doua sau a treia mașină are în ea cuburi de alea în care se păstrează mâncarea. Bicicliștii toți duc, precum el cu un spate cochilea, duc ceva de mâncare românilor. Nu se mai gătește acasă, se comandă tot în aplicație. Antena Group și-a făcut și ea aplicație de livrat mâncare. Antena Group. Antena Group. Nu au ăștia bani destui din publicitate, din reclame, din cele de guvernul, din ce le dau acoliții, nu? Aplicație de Antena Group. Îți dai seama, sunt și îți răspunde gâdea cu buze dulci. Ce doriți? Păi aș dori o pizza. Pizza cu ce? Păi pizza cu carne, cu... Avem și pizza cu dezinformare. Da, și ce mai doriți? Păi am dorit niște tagliatele. Avem și tagliatele, dar totuși avem și un pic de fake news. Să vă punem așa ca topping. Și cine livrează pentru Antena Group? Dacă sunt și comand sau prin aplicație. Cine îți livrează? Mircea Badea. Mircea Badea livrează mâncarea comandată prin aplicația Antena Group. Și de bai, că dacă nu-ți pla el stă acolo, i-ai dat bănuții sau ai plătit online și stă la ușă. Dacă nu-ți place ce mâncare ți-a livrat el, îți dă și bătaie. Îți face șpagatul și îți dă și bătaie. Nu comandați băuturi prin aplicația Antena Group, pentru că toate vor fi desfăcute din moment ce de sectorul băutură se ocupă domnul Ciuvică, Mugur Ciuvică, asta e. Cine are bani, are. De exemplu, Sorin Ovidiu Vântu a scăpat de un dosar. Omul are dosare, nici în papetărie nu găsește atâtea dosare câte are sov. A scăpat de un dosar
în care el dăduse 1.000.000 de euro mită lui Bogdan Olteanu pentru a-și impune favoritul la guvernarea Deltei Dunării. Așadar, Sorin Ovidiu Vântu, generație, a scăpat de un dosar, 1.000.000 de euro. A rămas cu bani. A rămas cu bani, ce să facem? Cine știe, face investiții și pe pandemie. Cine știe, cine nu, bea o cafea. Ce e aici? În cana mea. De la Paul, mulțumesc. Criptocafea. Criptocafea de dimineață te ține în viață. Cu o criptocafea nu se face primăvară, dar faci ochii mari. Atenția sporită. Micuța unguroaică. Și nu-i vorba de soacră mea. Micuța unguroaică a fost vândută ieri pentru, sau zilele trecute pentru suma măricică de 100.000 de euro. Micuța, despre ce-i vorba? Despre un tablou al lui Tonița care reprezenta sau reprezintă un cap de copil și intitula Micuța unguroaică. Nu are și versiunea asiatică Micuța ce curai, dar ăla e mult mai scump. Da. Deci Micuța unguroaică. Un tabloaj s-a vândut cu 100.000 de euro. Bă, cine are bani în criza asta, în pandemia asta? Cine are bani să-și mai mobileze pereții cu asemenea opere de art? Totuși să dai un tablou nu tocmai mare, adică mai bine îți pui tapet dacă nu ai ce să pui pe perete. Mai tragi o răpire din serai, 2 metri pe un metru, da. Să pui atâta pe perete cu 100.000 de euro înseamnă că sunt oameni cu bani. Micuța unguroaică de Tonița întreabă, nu știu că zic, dragă, cumva în tinerețe ai fost muza pictorilor. Hai, zice, mie mi-a plăcut mai școala de la Baia Mare, pentru că acolo era soare frumos și peisaje. Zic, lasă-mă, nu mă aburi. Nu cumva ai poza, să știm și noi, să ne uităm până Pinacote aici, Pinacotești, până galerii de artă. Poate o poza socră mea, nu mai ține minte și ceva pictor mare, dita mai Van Gogh, dita mai Rembrandt a imortalizat-o și noi nu știm. Nu știu. Poate și Mona Lisa era socră mea, sau Lisa Mona, sau cum o cheamă, Mona, da. Poate era socră mea tânără. O prinsese Leonardo Vinci, care, apropo, a fost pictor, n-a fost un simplu vopsitor și o tras așa, o... nu știu, trebuie să caut în catalogele de artă, să vedem, poate, poate. Stau cu o comoră și eu nu știu. Valorează sute de milioane de euro și eu, poate și Van Gogh, așa, într-o ureche cum era, o prins-o pe socră mea și... Sau țipătul ăla, uuuu, o fi făcut, l-o fi desenat un pictor după ce a văzut-o pe soacră mea nervoasă sau... Nu știu, nu știi, trebuie să te uiți un pic până arta mondială. Cine mai știe ce s-a întâmplat mai de mult? Micuța unguroaică, dar oricum, m-am gândit să-i zic de când am aflat de știrea asta la soacră mea, Micuța unguroaică, s-a bucurat ea aseară. S-a bucurat săraca aseară că a bătut CFR-ul pe Dinamo și s-a apropiat la doar un punct de FC spre B. Deși a jucat rău, s-a enervat la un moment dat, a părăsit televizorul, a plecat. A vrut să-și bată nepoții, a plecat. Deci, dar ce meci este ăsta? Dinamo cu doi oameni în minus și nu poate să bată CFR-ul. Zice, m-am supărat pe Omrani. Ea are dialog cu fotbaliști, are dispute, îi ceartă. Ați văzut cum intră jucătorii în a doua repriză, jucătorii de la CFR, dacă n-au dat gol la până la pauză, în a doua repriză intră așa. Bă, să nu zică cumva ceva Micuța unguroaică. Să nu se ia de noi soacra lui Bendea, că pierdem toate meciurile, pierdem toate punctele, de capul meu. O ieșit la un moment dat, o părăsit televizorul, s-o supărat pe Omrani. Eu zic, și pe când a venit la televizor era 1-0. Cine dăduse gol? Hüe Omrani. Belal Omrani. A dat gol, da. Adevărul e că trebuie certat. Eu am zis că de mult trebuia luată soacra mea. Coach acolo, trainer. Psycho, să-i pregătească să-i... Dar oracolul de la Bălcești, mitica Dragomir, a zis, dom'le, FCSB e favorită. După cum joacă, CFR-ul n-are nicio șansă la titlu anul ăsta. Următoarele 5 minute după auzul, după ce am citit sau am aflat această știre, în următoarele 5 minute a fost o revărsare de expresii de surimame, tate, tați, sfinți și alte lucruri din partea Micuței unguroaice. Să spună el asta, Dragomir Mitică, despre Hüe, nu mai zic, e bine. Vedeți, am început așa, un ton mai negativ și am încheiat un pic în veselie. N-avem ce face, n-avem ce face, trebuie să mergem înainte. Mulțumesc pentru urmărire,
urmărire. Vă aștept în secțiunea comentarii să dezbatem și acolo problemele. O zi frumoasă, o zi bună, o zi cu de toate, deși e marți, mergem înainte. Nu ne lăsăm, nu cedăm, nu. Kent, mă. Cum se zice la mutație Kent?